Salut! Înainte de a începe videoclipul propriu-zis, nu uita să intri în descriere sau în secțiunea de comentarii. Bineînțeles, ai și o anotare pe ecran. Să ne abonăm la domnul Iepurilă pentru că face o treabă foarte bună și o să urmeze o serie și niște videoclipuri foarte interesante. Haideți să facem și lui 500 de abonați, ar fi incredibil. Aveți, nu uitați, link în descriere, anotare pe ecran, în secțiunea de comentarii. Nu pot să-i arăt canalul pe videoclip pentru că am o eroare la OBS și nu prea mă lasă. Hai să trecem la clip pentru că este unul foarte, foarte interesant. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria noastră de pe Metin2ro Server România. Înainte de toate, nu uita și tu să lași un like, să strângem, nu știu, 224 de like-uri, ar fi incredibil și de asemenea nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja și să apeși pe clopoțel, pe țlon clopel, pentru a primi toate notificările. Băi, clipul de astăzi este ceva mai special. Stai să ne dăm repede buf, 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 ca să terminăm cioburile 1, 2, 1, 2 și să vedem care este și nou damage și cum rezistăm aici cu noul damage, să zic așa. Nu mai am verzi, fuck it. Bag o pătrundere, lasă. Așa, urc pe ăsta, mânușa avem băgată. Avem pe aici niște plusuri de făcut, niște cufere kelpie, avem, trebuie să dăm în eșarfe. O să deschidem și 10 coruri repede, repede, după ce o să terminăm pe astea. Să vedem, poate data asta avem ceva mai mult noroc, nu? Așa, după cum știți, băieți, a fost evenimentul acela cu Jigsaw și încă n-a apărut acel mixer pe care vă tot ziceam eu. Nu știu când o să apară, nu știu dacă o să mai apară. Ideea e că am deschis toate cuferele Jigsaw și am făcut un jur de 6-7 șarfe. Ei, din 6-7 șarfe, eu având deja una de 1, una de 5, una de 10 la momentul ăla, am zis, bă, hai să dau în ele, că trebuie să fac eșarfă, n-are cum. Hai că am făcut eșarfă și nu am reușit pur și simplu să fac eșarfă. Am rămas cu una de 5 și cu una de 10, deci mai rău decât eram înainte. Și în clipul de astăzi o să facem ceva mai special așa, pentru că pe item shop ați văzut și voi că sunt acele cufere cu 99 de MD-uri. Altceva? Nu avem altceva pe jos, o să mergem mai departe. Sunt acele cufere cu 99 de MD-uri din care poate să-ți pice eșarfă de 1... 5 și 10 și o să facem o nebunie, o să cumpărăm probabil 2, de fapt o să cumpărăm câte 1, știi? Și vedem dacă o să ne pice ceva, nu știu care e treaba, dar dacă avem noroc, puii mei. Una de 19? Ha? Ar fi mega incredibil dacă ar pica una de 19, bine, poate fi și de 11, măcar vreau să o văd full, adică vreau să o văd, știi ce zic? Dacă e nașpa o să o vând, dacă e bună o să o păstrez sau invers, nu știu cum o să fac, dar ca idee chiar am nevoie neapărat de șarfă pentru că nu e un damage în minus și avem pe schimb caracterul un item plus 0, cred că e un arc phoenix primit de la un abonat, mi se pare, îi mulțumesc și acum foarte mult și o să dau plus în chestia aia, să vedem, poate fac plus 6, plus 7 și o să bag pe șarfă, vedem ce o să fie. Până una alta, o să terminăm repede, repede toate astea, corurile, că n-am apucat să le fac, nu l-am mai făcut pe celălalt caracter, nu le-am mai făcut de o grămadă de vreme, doar pe Mișu le fac. Aie, nu am ce să fac pentru că nu prea am timp, acum sunt acasă, o să ajung și eu mâine, adică luni, în București, o să vedem care o să fie treaba. Avem și aici pe virgulă, mamă, și aici pe virgulă 666, ai de capul meu, Illuminati confirmed. După cum vedeți, se simte foarte tare 10 aici, cu 10 aici, adică avem 20 absolut în total, se simte foarte bine la mobii ăștia care nu dau gen de la distanță, dau doar de la apropiere, dar oricum și PV-ul 16,6 plus PET-ul, o investiție incredibilă. Pe șamancă, trebuie să cumpăr bă neapărat pentru șamancă de ăsta, cu int, nu găsesc. Nu găsesc coif cu int momentan, nici n-am mai căutat în ultima vreme, acum de când am luat din nou search shop-ul, am mai dat câte un search pe shop, dar nu, bă, nimic, deci blank, ești nebun, zici că nu există. Bine, se și iau foarte rapid, asta e drept. Deci cu o eșarfă, să zicem, și cu un rubin, cu un jad, mamă, deci ar fi incredibil. Aolo, stai să bag iureșul. Deci, după cum vedeți, aici nu rezist, cred că și fără să bag PV, pentru că am absorbita și mă ajută foarte mult absorbită, 20 absorbită plus 50 atac în plus pe costum, bine, și un ca jumate pe costum, de se simte foarte, foarte tare. Deci o să ajungem lejer la un 20k PV cu jadu și cu ce mai bun, plus că mi s-a dus finisajul de pe bărsara de argint, plus granatul, plus levelul, cum v-am zis, o să facem aura în jur de M6, M7, după care o să dăm în level. Nu mă întrebați ce fac cu aura, nu știu, am primit multe sfaturi, multe critici și multe înjurături la ultimul clip cu
aura aia, dar, bă, știi care e treaba? E foarte complicat să îți gestionezi banii în așa fel încât să iei cu Yang citite, să strâng citite, să iau EXO de pe item shop, să citesc. E foarte complicat pentru că sunt multe investiții la momentul de față, adică am multe chestii de făcut, știi? Și nu știu care ar fi cea mai potrivită investiție. Plus că să iau de pe item shop, adică să bag, nu știu, vreo 3000 de MD-uri, să iau numai cufere din alea L, la fel, care ar mai fi farmecul seriei, știi? Adică eu nu mă grăbesc cu absolut nimic să cresc aura. Asta e, mai dai un fail, mai iei 10 EXO, iar mai merg 2-3. Na, până la urmă tot trebuie să o fac, știi? Dar nici să o grăbesc așa, iurea, doar ca să, nu știu, gen, de dragul cui. Adică nu e de dragul nimănui, pur și simplu vreau să fie o serie, gen, așa mai, cu o evoluție mai înceată, mai greoaie, pentru că asta a fost și ideea de la început. Dacă aș lua din Temp Shop repede 4000 de MD-uri, talpă, 1000 de lei, ești nebun, imediat ar fi, dar care mai fi farmecul? Da, am avut ghinion, într-adevăr, pentru că din 6 EXO să nu meargă nicio aură, pana mea, e ghinion, hai să zici, pentru că trebuie să ai noroc, asta e tot ce contează, nu neapărat că, bă, nu lua EXO, că-ți pierzi EXO și, nu știu, o să văd cum o să fac, repet, n-am cea mai mică idee. Și cu farmatul la evenimente, că unii dintre voi că ziceți că, bă, pe Orion sau nu știu când e o dată la nu știu cât timp un eveniment de genul ăsta și tu te plângi în România, păi, bă, nene, pe serverul ăsta este foarte multă lume, serverul ăsta este full CH1, lunea, marțea, miercurea, duminica, sâmbătă, dacă intrați pe seară la ora 7, 8, 9, 11, să zic așa. Hai, că deja la 11 nu, dar pe la 9, 10 seara este pur și simplu full. Nu te lasă să te conectezi. Dacă nu ești pe fază să intri pe canalul 1, este full. Și e foarte multă lume la farmat, nu ai loc. Dimineața, la prânz, da, dar seara de la 5 încolo, când încep să fie și evenimentele, nu mai ai nicio șansă. Plus că la level mic, după cum știți, este mic drop-ul la acele evenimente. Fiind mic, abia dacă nimerești, nu știu, dacă apuci 2-3 metri, din alea 2-3 metri, care e șansa să se pice ceva bun? Na, aia e, o să vedem cum o să facem, așa că nu vă mai dați, nu știu, voi deștept că, mamă, sunt eu content slab și chestii, că n-ai cum să faci greșeli de astea, că vezi, doamne, că poți să faci jos de concentrat. Bă, pot, dar știi, îți trebuie timp și noroc, ceea ce, na, timp eu nu prea am. Așa că nu intrați în panică că o să facem aura aia până la urmă. Nu, zici că au intrat zilele în sac. Bă, cam atât, a? Mai avem încă... A, încă 3. Încă 2, de fapt. Încă 1 acum, mă rog. A, încă câteva cioburi mai trebuie. Ok, mai dăm una și cred că aia e. M-aș zic ca să dau și fără buff. Hai că dau și fără buff. Bine, intru pe bufă totuși. E bine acum că cu acest update, cu grupa, e foarte bine să... Adică poți să dai lejer buff. Pentru că doar apeși pe buff și ți-ai dat buff. Nu mai trebuie să ai click-ul selectat pe caracterul pe care vrei să dai buff. Acum trebuie să fii la o distanță, nu știu, de genul ăsta și oricum îți iei buff de la șamancă. Și toți membrii grupului iau buff dacă sunt în apropiere. Deci e un update chiar foarte bun. Acum știu că o să se bage sau s-a băgat ceva, nu, suna viitoare, o să fie ceva update nou de level 90 plus. Nu am citit foarte atent pe forum, dar ceva mape noi, update-uri noi, chestii, tărâmul elementelor sau, mă rog, da, e o chestie din WoW, copiată oarecum, dar, păi, ideea e bună în principiu. Acum să vedem, nu mă privește pe mine pentru că nu am eu levelul ăla, dar ca idee, mi s-a părut o idee ok. Nu știu unde vor să ajungă cu chestia asta, dar, mă rog, nu știu dacă e doar impresia mea, dar am impresia că se fac joburile foarte, foarte greu. Pui mei, nu știu. Adică, înainte se făceau foarte rapid, nu știu acum dacă... Opa, opa, opa. Dacă e de la mine sau eu știu. Am mânușă sight, am mânușă normală, ok, n-am mânușă de la level, dar pe bune, mi se pare drop-ul destul de nașpa la cioburi. În ultima vreme, le făceam... Am mai luat un ciob aici, nu? Dar hai să trecem la treabă, mergem înapoi, mă pun. Nu știu, le făceam foarte rapid. Le făceam la 5 minute, acum le fac la 8 minute, 7 minute, ceea ce mi se pare... Nașpa. Nașpa tare, pentru că... Unde e mă calul negru? Așa. Pentru că totuși, să faci pe 4 caractere de pe schimbă, în loc să-ți ia 20 de minute, hai zi 25, 30, să-ți ia 45, e multicel, poate doar mie mi se pare, dar în ultima perioadă am impresia că e drop-ul destul de nașpa la cioburi. Și la mingi, apropo de eventul cu mingi, am făcut 80 de mingi pe care n-am apucat să le transform pentru că a trebuit să plec. Dar ca idee, și drop-ul la mingi mi s-a părut... Bă, nașpa. Deci, sincer vă spun, nașpa rău de tot.
având în vedere că am bătut tot în locul unde am făcut acum cioburile, mantii la greu și picau abia 2-3 pe lură și nici ele, adică erau lure în care nu picau deloc, frate, ceea ce e frustrant, adică pe bune. Hai să ne repede în alchimie, nu ne mai uităm să vedem, nu mai facem niciun ritual, pentru că deja au trecut 10 minute și mai avem o grămadă de lucruri de făcut. Dar nu e problemă că o să las eu la începutul videoclipului, dacă vreți să dați înainte să vedeți cum ne merg nouă șarfele. De ce? Da, nu mai zic nimic. Mamă, niciun rubin? Ba, asta e mâncătorie pe fața asta, niciun rubin. Succes? Na, mă pregăteam să spun că poate facem un jad. Hai, poate facem un safir. Eșuat. Succes. Eșuat, nicio treabă. Și onyx, ok, două onyxuri pe care eșuat. Da, succes. Am zis totul să le și desfac, poate facem pe clip un antic, dar n-am mai avut șanse. Dar nu, din 10 niciun rubin nu mi-a dat acum. Da, oscilează, n-am ce să fac. E, acum treaba stă în felul următor. Avem această șarfă de 10% și vom lua două de pe item shop. Intrăm în depozit, o luăm și pe aceea de 5% care ne-a mai rămas. Sper să fie în depozit. Da, ok, este în depozit. Și, Doamne ajută! După ce terminăm chestia asta, băgăm și la plus colierul de lacrime plus 7, două coifuri plus 2 plus 4 și un pentagon. Vedem, poate avem ceva noroc și facem unul, măcar un plus mai mare. Așa, hai să trecem la treabă. Avem 845 de MD-uri. Băi, astea o să le păstrăm, cred că o lună și ceva de acum încolo. Asta o să fie pentru, să zic, două luni sau luna asta ca idee. O să vedem ce o să facem cu ele, dar mă tentează foarte tare să dau la roată. Deci, bă, știi cum? Deci, tare rău de tot mă tentează, dar știu că nu o să iau nimic bun care să mă ajute. Și decât să pierd MD-urile mai bine, uite, o să luăm... A, nu pot să iau câte unul. Ok, o să iau câte unul. Să vedem. Mi-a dat șarfă inimă nobilă. LOL. Stai puțin. Nu te cred că e de 10%. Dacă e de 10%... Bă, ești nebun! Bă, care erau șansele? Bă, băieți, like și hai să vedem dacă ne iese această combinație de șarfe. Deci dacă ne iese, voi vă dați seama că eu îmi doream eșarfa asta inimă de o grămadă de vreme. Deci dacă îmi și dă eșarfă inimă, dar nu e bună, stai, asta la altă e. Asta cu asta, stai, combinații. Pac, pac. Mamă, deci, bă, băieți, succes! Oh, nu cred! Mars! Mars! Nu are cum! Este imp... No, 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 n-ai cum! No, n-ai cum! Bă, nu se poate, n-ai cum! Na, e imposibil așa ceva! Băi, vere, care erau șansele să-mi dea de 19%? No! Nu mai zic nimic, nu mai uitați-vă cum... Nu mai zic nimic, nu mai uitați-vă cum arată, frate. Ai de capul meu, Doamne, nu mai zic nimic. Nu mai interesează, deci pe bune. Deci dintr-un singur cufăr îmi dă eșarfă inimă de 10%, bulan, odată. A doua oră îmi dă chiar eșarfă inimă pentru că chiar îmi doream eșarfa asta. Și în al doilea rând îmi dă de 19% din prima. Du-te de aici, du-te de aici, că nu ai cum, n-are cum, e imposibil. Hai să dăm repede, schimbăm canalul pe 1, ieșim de pe șamancă pentru că nu avem nevoie de ea, băi, nu se poate așa ceva. A filmat chestia asta? A filmat chestia asta, era chiar culmea să nu filmeze așa ceva. Deci, bă, băieți, un respect în chat, pentru că fără voi n-aș fi reușit să ajung aici, deci e incredibil. No, chiar din nou am noroc. Nu mă supăram, dar nu cred că putea să fie, nu, e 19% maxim. Nu poate să-ți dea 26% din prima, nu? Adică, gen, dacă craftezi. Nu, deci e irrelevant, nici nu mai contează, hai să, nu mai. Hai. De ce nu merge? Alo? Boss? Ok. Bun. Mai shot ăsta. A mers ăsta, mamă, dar ce bulan. Băi, băiatule, n-ai cum, ești nebun. A mers ăsta. Următoarea de SO1 nu mai am. Nu mai am? Trebuie cu plus, mi se pare. Pe bune, trebuie cu plus. Ok, o să căutăm repede pe shop și o să luăm.
Am mers la plus, ok. Deci ne trebuie pânză și cu îndrumător de ESO. Repede căutăm pânză și îndrumător de ESO. ESO T 2 la 200 de K, perfect, și pânză, hai, 2 la, găsim repede, repede. Una la 200 nu e scump. Una la 250, adică știu că am găsit mult mai ieftin zilele trecute și nu prea, știi cum e, sunt cam în gaură cu Yang-ul, ăla e ultimul Yang pe care l-am. Pânză, 2 la 400, acceptabil. Hai să-i dăm să vedem. A mers, la plus 6, plus 7, talisman și oase de pește, de plus 7, hai și plus 7, hai să vedem aici, hai și asta plus 7, da, nu ne-au mers plusurile, dar hai să vedem, poate avem noroc la colierul ăsta, că merge plus 8 colierul, îi dau cu un manual, cred că am vreo 3 manuale și i-aș da cu un manual, hai să vedem, direct îi dau, n-a ieșuat. Bă, băieți, cam ăsta a fost videoclipul, mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să lăsați un like pentru noroc pe care l-am avut în clipul de astăzi, am fost Miju, vă pup, pa, pa!